13, bună ziua, bine v-am găsit. Suntem în prima zi din ultima săptămână de campanie electorală. Peste doar câteva zile vom afla care sunt cei doi candidați care rămân în lupta pentru Palatul Cotroceni. Până atunci însă avem și o luptă pentru celălalt palat, Palatul Victoria, care se dă astăzi în Parlamentul României. Guvernul lui Ludovic Orban se pregătește de testul suprem, votul de investitură al aleșilor. Calculele arată o majoritate fragilă care ar vota pentru un nou executiv de puțin peste 233 de voturi, cât este necesar ca executivul să fie validat. Premierul desemnat se bate cu pumnul în piept că a reușit să convingă câțiva parlamentari de stânga că locul lor nu mai este acolo și că este cazul să își schimbe orientările și viziunile politice. Vorbim inclusiv despre aleși de la Pro-România ai fostului premier Victor Ponta, care, ironia sorții, în urmă cu fix 4 ani, pleca de la Palatul Victoria cu coada între picioare după tragedia care a îndoliat zeci de familii, tragedia de la Clubul Colectiv. Vedem care sunt trădătorii domniei sale, dar și ai Vioricăi Dăncilă, pentru că și de la PSD ar fi semnale că 2-3 persoane ar veni în barca lui Orban. Comentăm toate acestea și vă transmitem în direct informații la cald din Parlamentul României pe parcursul celor 2 ore de emisiune. Reporterii B1 TV sunt în cele mai importante puncte și ne vor aduce date de ultim moment. Permiteți-mi să vă prezint și invitații mei de astăzi, Armi Zandroni, consultant politic, mulțumesc pentru prezență, bună ziua. Și Emilian Isailă, jurnalist politicnews.ro. Bună ziua, Emilian, mulțumesc și ție pentru prezență. Eu sunt Aneta Sângiorzan, începe chiar acum Top B1. Sunt încrezător, în ciuda boicotului rușinos al PSD. Estimarea noastră este că putem obține între 237 și 243 de voturi. Klaus Iohannis și PNL insistă să instaleze la Palatul Victoria această echipă improvizată. Guvernul Orban așadar dă astăzi ultimul test în drumul spre Palatul Victoria. Parlamentarii se întâlnesc în mai puțin de o oră în plenul reunit pentru a supune la vot investitura noului guvern. Liberalii au nevoie, vă spuneam, de cel puțin 233 de voturi pe care Orban spune că deja le are. Mergem la colega mea, Alina Sorocean, vine cu ultimele informații la cal din Parlament. Rog, Alina, bună ziua! Bun găsit, Ludovic Orban susține că are cele 233 de voturi, se bazează pe toate partidele din opoziție, în primul rând, cu care au fost semnate protocoale. PNL, vor fi toți parlamentarii Partidul Național Liberal la Parlament, vor fi prezenți cei din USR, PMP, UDMR, ALDE, minorități, sunt cei care vor însuma 225 de voturi, iar la aceștia se adaugă alte voturi pentru care Ludovic Orban a negociat la sânge în ultima perioadă, neafiliat oameni din Pro-România și din Partidul Social Democrat. Calculele ar sta în felul următor. Se bazează în acest moment, potrivit surselor Ludovic Orban, se bazează pe 6 oameni neafiliați, 6 parlamentari neafiliați, 4 de la Pro-România și cel puțin 2 de la Partidul Social Democrat. Ar fi vorba despre Remus Borza și Cristina Burciu. La Pro-România a ieșit un întreg scandal pentru că sunt două tabere acolo, una de partea lui Victor Ponta și cealaltă de partea lui Tudose, Mihai Tudose, fostul prim-ministru. Acolo taberele s-au împărțit și deja sunt 4 voturi sigure pentru PNL, poate chiar și mai multe, dar sunt jocuri până în ultimul moment, jocuri care țin de voturi, de prezență. Cei de la Partidul Social Democrat au încercat să-și retragă chiar și președinții camerelor astăzi, nu vor prezida președinții camerelor ai Senatului și Camerei Deputaților, tocmai pentru a nu ajuta la formarea cvorumului. Drept urmare, până în ultimul moment se vor face calcule, vom vedea în sala de plen la ora 14 câți oameni vor fi, câte voturi va reuși Partidul Național Liberal să strângă. Dacă vor sta calculele așa, cum a declarat Ludovic Orban, atunci în această seară chiar vom avea depunerea jurământului la Palatul Cotroceni, iar mâine chiar am putea să vedem o primă ședință a executivului.
Mulțumim foarte mult, Alina Sorocean a fost în direct. O să mergem în Parlament pe măsură ce se mai întâmplă lucruri acolo. La ora 14 va avea loc ședința, va începe ședința plenului reunit al celor două camere ale Parlamentului și ulterior se va da și votul de investitură pentru executivul Orban. Începem dezbaterile, Sarmiza Andronic. Încep cu dumneavoastră. Cum vedeți ziua de astăzi și întrebarea firească, întrebarea momentului, trece sau nu trece guvernul? Bine ar fi să treacă, pentru că suntem într-o criză politică continuă de ceva vreme și ne afectează pe toți, într-o mai mică sau într-o mai mare măsură. Suntem în ultima săptămână de campanie pentru prezidențiale și ar trebui ca lucrurile să se liniștească. Eu cred că a fost suficient timp să se negocieze, să se renegocieze, partidele să se repoziționeze, cum de altfel s-a și întâmplat, știți foarte bine, că PMP-ul, de exemplu, a avut niște cerințe, până la urmă a renunțat la ele și au dat seama cei de la PMP că e mai bine să treacă acest guvern. Dacă ne gândim la ALDE, au trecut în barca celor de acum aflați la putere în acest moment, cu ghilimelele de rigoare, și din nou am avut o repoziționare. Dacă ne gândim, nu știu, la UDMR, acolo a fost simplu, s-a încheiat acordul și ei au avut cerințe, dar eu mi-aș dori foarte tare ca măcar acest acord să fie publicat la un moment dat, să văd și eu care este prețul pe care îl plătim noi UDMR-ului pentru investirea guvernului de astăzi. Ce mai avem? Mai avem pro-România, dacă tot ați vorbit despre asta. Dar deja vorbim de altă barcă. Da, numai că... Sau vorbiți de trădătorii de la pro-România. Nu i-aș numi trădători, eu nu cred în chestia asta. Eu nu cred că Sorin Câmpeanu, care, mă rog, în paranteză fie spus, este propria mea părere, nu știu ce caută lângă Victor Ponta, nu mi se pare sub nicio formă că se potrivesc cei doi. Nu, dar eu cred că este o strategie pe care ei o au în acest moment. Victor Ponta vrea să rămână cu mesajele pe care le-a transmis, acelea de stânga, și nu poate sub nicio formă să facă un pas la stânga sau la dreapta și rămâne consecvent, măcar de data asta, în declarații. Și atunci, bineînțeles că ceilalți au făcut cumva notă discordantă. Acum să nu-mi spuneți mie că dacă Daniel Constantin și cu Sorin Câmpeanu vor vota, vor fi dați afară din partid. Cred că tocmai de asta și votează ei. Nu, din punctul meu de vedere, Pro-România are o strategie și PSD-ul ar putea să voteze, deși are un interes să treacă acest guvern, pentru că până la urmă, din opoziție, poți să crești în acest moment în România. Trebuie să le spunem telespectatorilor că a venit ordin intern pe linie de partid la PSD ca socialdemocrații să nu se prezinte în Parlament deloc. Sunt doar vreo 10 supervisori, Emilian, care o să meargă în Parlament. Mă rog, asta este ordinul partidului. Cred de la vorbe la fapte votează. E cale lungă. Cred că supervisorii votează. Glumesc. Cei 10? Da. Da, oricum arată calculele, vedem pe concret cele patru persoane pe surse de la Pro-România care ar fi în proporție de 90% confirmate și cu neafiliații 6, da? Și cu cei 224 partidele însumate cu PNL, cu, cu PMP și cu maghiari, așa, ar ieși undeva la 233-234, cam pe acolo. Dar au cam 238 plus minus două voturi, conform unor surse din PNL. Deci în momentul în care se începe hai să zic, reuniunea în comisii, cam acesta, înainte de vot, votul va fi la ora 2 în plen, cam asta este numărul de voturi pe care se bazează. Aici, să vorbim puțin de Pro-România, că este evenimentul dimineții, dacă a fost o strategie, să zic că aș fi de acord cu o strategie, problema e că cam pierde Victor Ponta în această strategie, adică cumva a ieșit șifonat din acest lucru, pentru că l-a făcut de clar. Urma să vă întreb strategia cui, pentru că Victor Ponta nu prea iese bine. Mie mi se pare că s-a întâmplat următorul fenomen acolo. Victor Ponta a alergat după foarte multe, a încercat foarte multe posibilități și a încercat să-și crească foarte mult partidul pe această, hai să zic, situație de criză politică și cumva să încerce să se apropie cât mai mult sau măcar să preia cât mai mulți oameni de la PSD. Din păcate, această strategie în care balansa cu opinia dinspre, adică
ok, am semnat moțiunea asta. E un balans destul de mare pentru un partid politic. Semnezi o moțiune de cenzură și după aia brusc a doua zi te întorci împotriva celor care au declanșat moțiunea de cenzură spunând că nu vei susține guvernul. Deci acest balans în general creează, dacă nu, hai să zic eu, o respingere în rândul alegătorilor, creează, hai să zic eu, neînțelegere, știi? Și de asta cred că lucrurile sunt puțin mai complicate la Pro-România în acest moment. Și mai e o chestiune, dacă îmi permiți. Te rog. Trebuie să ne amintim că Victor Ponta a ieșit la un moment dat și a spus că nu a negociat cu Orban, că nu a cerut nimic. Și imediat după aceea, cred că chiar a doua zi, dacă nu cumva în aceea zi, presa a spus, nu e adevărat, a negociat poziția de comisar european pentru Corina Crețu. Și a plus că a ieșit și domnul Tudose astăzi, exact. Și a spus că s-au mai putut negocia. Și atunci n-a mai putut să nege, exact. Evident. Deci de asta cred că e un pic mai complicat la Pro-România și cred că, în opinia, e o opinie personală, cred că Victor Ponta a încercat să-și maximizeze oportunitatea politică, dar a obținut foarte puțin. Să ne amintim că el s-a lovit de un baraj destul de dur și în PSD, un baraj ridicat de Stănescu, Olguța Vasilescu și în momentul în care a încercat să arunce o punte spre PSD după moțiunea de cenzură și în care a încercat să facă o alianță pro-România, PSD, ALDE, ca să în jurul lui Mircea Diaconu, s-a lovit de un refuz destul de dur din partea PSD. Dar nu puteau să adopte varianta USR-ului, adică, mă rog, poziționarea inițială a USR-ului. V-am ajutat să dați jos guvernul Viorica Dăncilă, acum descurcați-vă. Bine, până la urmă s-a dat la pace și USR-ul, exact, cu domnul Orban. Exact cum observi și tu, Aneta, este o strategie riscantă. Și USR-ul a mers două zile cu ea, trei zile, și după aia și-au dat seama că e falimentară, pentru că oamenii nu înțeleg. Ok, ați votat moțiunea, acum hai să mergem să rezolvăm lucrurile. E vorba, întotdeauna e vorba de un... orice strategii se fac în politică, orice, hai să zic, înțelegeri, comploturi, dacă vrei, până la urma urmei, e vorba de o anumită tendință din societate. Din moment ce ai atâta susținere și s-au văzut de la alegerile europarlamentare și până acum, că există o tendință puternică în societate care s-a săturat de un tipul ăsta de guvernare PSD și plus de o anumită mediocritate la nivelul guvernării, e foarte greu să construiești o strategie împotriva acestui curs. Că întotdeauna vin și lumea se zice, bine măi, ați votat moțiunea, acum de ce nu votați și guvernul? Ok, sunt riscuri. Guvernul PNL poate să aibă un eșec răsunător în mai puțin de o lună de zile, adică sunt foarte multe lucruri, dar până la urmă tu trebuie să mergi și să faci ce ai început, nu? Lansați Armiza Androni o ipoteză foarte interesantă, aceea că personajele astea care se duc de partea lui Orban astăzi la Pro-România nu ar putea fi excluse din partid, pentru că fără ele Ponta practic s-ar întoarce la origini, originile de în urmă cu vreo 2 ani. Aici sunt perfect de acord cu doamna Andonic. În Pro-România, în momentul cei care vor vota guvernul, nu vor fi excluși din partid. Chiar dacă privim doar la nivelul relațiilor interpersonale din acel partid, totuși sunt niște politicieni care au experiență, care... Da, și mai e o chestiune. Da, acum, pe Daniel Constantin îl cunosc mai puțin și pe domnul Câmpeanu îl cunosc mai puțin, dar nu-l știu ca fiind o persoană conflictuală. Adică nu-l văd dând cu pumnul masă într-un asemenea moment și spunând Pro-România trebuie să facă acest lucru. Eu cred că este genul de persoană care gândește foarte bine înainte de a face ceva. Ce mai ceva conflictual de acolo e Ponta. Că el, păi a ieșit, asta spun. El a ieșit, da, și a zis, exact, faceți. Dacă Victor Ponta avea înțelepciunea să zică, ok, eu sunt de părerea asta și las pe cei din partid, liderii din Pro-România cu care am creat această formațiune să voteze conform propriei conștiințe, că uitați, la UDMR de fiecare dată când apare o tensiune în partid, se poziționează diferite, îl vedem pe Kelemen Hunor. Este, votează, eu nu sunt de acord cu guvernul, dar fiecare votează cum îl taie capul. Deci cam asta ar fi trebuit să fie și strategia pe care mai... Ce a dat prost și de ce e în situația asta, hai să zic eu, tensionată și nefericită Victor Ponta astăzi? Pentru că a dat cu pumnul masă, în fine, figurativ vorbind, și a zis, noi facem așa, noi nu votăm pe Orban. Ok, oamenii au fost consultați, că te-ai trezit cu Mihai Tudose, care a ieșit de dimineață și dă și el cu pumnul masă și zice, băi, ba da, facem, votăm. Măcar asta patru dintre noi. Exact. Dacă ne întrebam, și cred că tot la dumneavoastră în emisiune, ne întrebam de ce durează atât de mult această investire a guvernului, de ce abia acum? Iată, pentru această repoziționare a partidelor, pentru că Emilian spunea mai devreme de USR, da?
care și-a dat seama după 2-3 zile că totuși mai noi... mult chiar. Mă rog, mai multe, dar facem trimitere la ei. Noi, da. Să nu uităm că ei fac un gen de politică pe care eu personal îl consider nedrept. Să ai foarte multe voturi, să ajuți la dărâmarea unui guvern și să nu-ți asumi nimic. Și chiar să ieși cu o declarație că s-ar putea să nu votezi guvernul. Păi mi da, se pare dar prea, vin adică... alegerile. Vin alegerile prezidențiale și atât timp cât se coagulează o majoritate în jurul lui Ludovic Orban, este cam dificil să faci opoziție, da. Să spui că nu e bun Klaus Iohannis. Nu, da, acum, chestia este că noi nu știm, eu apreciez foarte tare această poziție a Partidului Național Liberal de a-și asuma această moțiune și această dar guvernare. Dar aveam încotro, Sarmiza Andonică, păi și asta e o întrebare. Mi-e teamă că nu avea încotro din cauza, și e din cauza și nu datorită președintelui Iohannis. Cred că mai degrabă am avut de-a face cu un orgoliu și cu o luptă pe care Klaus Iohannis a dus-o decât Partidul Național Liberal. Mm. Adică a fost o luptă de genul hai că trebuie să dau un semnal că sunt împotriva PSD-ului și că pot să fac lucruri. Păi era în campanie electorală. Păi despre asta vorbesc. Trebuia să facă acest lucru, dar să știi că mișcarea inteligentă a Ludovic Orban și a PNL-ului este că și-au asumat strategic această decizie a președintelui Klaus Iohannis și au ieșit în față și au zis ok. Păi da, eu înțeleg, într-adevăr, dacă vorbim de USR, privind la modul general, USR a avut o problemă în acele zile, dar s-a văzut imediat. Pentru că oamenii nu au înțeles și Dan Barna a fost taxat destul de și și-a gravă. Revenit sau nu și-a revenit, dar, încă nu știm. Apropo de asta, vedeți cum s-a schimbat imediat după ce USR-ul a intrat și a zis ok, mergem, votăm, dintr-o dată este alt. Pentru că orice ar face și PNL și USR, electoratul lor este un electorat anti-PSD. Ei atâta vreme cât vor să guverneze sau să obțină sau să câștige alegerile europarlamentare, ei vor trebui să, pentru că așa s-a nimerit. Tot ce construiesc, discursul lor, este un discurs anti-PSD. Dacă vor intra să se lupte între ei, să vină care e mai deștept și care mai nu știu ce, vor fi taxați exact cum taxează electoratul acum PSD-ul. De asta, de exemplu, strategia adoptată de Iohannis e una corectă, pentru că tot discursul lui este împotriva PSD acum. Ce au făcut, ce n-au făcut și imediat și USR-ul după ce și-a schimbat atitudinea, părerea mea că și percepția opiniei publice, adică electoratul lui, nu a întregii opinii publice, s-a schimbat destul de simțitor în opinia mea acum. Dan Barna, dacă astăzi într-adevăr guvernul va fi validat, chiar are șanse serioase să intre într-un 2. Avem informații proaspete, îmi vin de la colegii din redacție, 5-6 de la Pro-România, de la 4, se discută până la 10. Da, deci cei 4 vă spuneam că sunt confirmați de colegii mei, dar nu au declarat public. Dar mi-e teamă că vedem și pe Victor Ponta vot. Nu. Glumesc, dar 5-6 Pro-România. Ce dezbatere să avem aici? 5-6 neafiliați. La neafiliați oricum notasem 6 persoane. Da. Deci ai 12. Bun. Și 2-3 de la PSD. Da. Ai cel puțin unul declarat de la PSD, de doamna de la Cluj. Da. Doamna deputată care a zis de vineri. Mi se pare vineri sau joi. Așa, deci... probabil că mai vin încă 2, 3... Deci s-ar depăși pragul de 233 da. De voturi. Sunt foarte curioasă să aflu răspunsul la următoarele întrebări. Ce se va întâmpla cu aceste persoane și ce li s-a promis acestor persoane? Păi eu am pus degeaba întrebarea aceea cu UDMR-ul. Nu e valabil numai pentru UDMR. Și eu vreau să știu care este prețul pe care fiecare îl primește pentru asta. Adică de recompensa, scuzați-mă. Vorbim în cazul celor de la PSD, persoane de stânga, care își schimbă total orientarea politică în mod normal, nu? Te duci de partea dreptei. O să spun și ce obținut. Dar în politică se fac multe pariuri. Deci, de exemplu, hai să zicem, eu sunt în PSD, știi? Îmi dau seama că Viorica Dăncilă nu are mari șanse să câștige președinția. Îmi fac eu calcule, vorbesc cu consultanți, cu sociologi, cu asta. Vreau să ies în față, nu? Păi în momentul acela nu e mai bine să mă duc să susțin guvernul Orban. În două săptămâni Viorica pică și eu devin erou în partid și cel puțin reușesc să obțin un nou mandat peste anul viitor. Da, bă, dar erou partidul pe care îl trădează. Păi nu ești, nu-l trădezi. Păi deci așa pare acum. Păi astăzi nu, eu mă duc în partid pare. Și le spun, băi, voi sunteți nebuni, mergeți cu Viorica, uite ce hal au adus țara, uite și asta. Au ei problemele, știu să-și facă discursul. Nu-i plângem. Dar asta e să zic că, într-adevăr, te marchează trădarea și nu poți să treci de Stănescu. Dar dacă te-a pus chiar Paul Stănescu să
susții guvernul ca să iasă el erou și să și poată... Și pe la moțiune erau păi ceva vezi? Informații pe ce se păi, întâmplă. Păi vezi? Și vreau să păi spun vezi? Că Paul Stănescu n-a fost un personaj oarecare. Exact. Nici atunci când vorbim, când am vorbit despre moțiune și nici acum. Să nu-l subestimăm. Exact. Păi pentru că, scuză-mă și închid cu ideea asta, pentru că chiar acești gen lideri au nevoie să aibă un viitor. Te întrerup puțin, scuză-mă, Emilian, se fac declarații în Parlament, să le urmărim. Fiecare vot contează. Suntem în situația în care, repet, cele 6 partide care au dărâmat guvernul Dăncilă au obligația de a asigura, pentru că atunci când dărâmi un guvern, când demiți un guvern, trebuie să-ți faci planul și pentru pasul următor, și anume învestirea noului cabinet. Vă așteptați la trădări astăzi din partea parlamentarilor PSD? Nu. PSD-ul rămâne consecvent, nu votează. Ar fi și absurd ca guvernul demis sau partidul care susține guvernul demis, a susținut guvernul demis, să asigure învestirea viitorului guvern. Este o absurditate. Nu se întâmplă niciunde în lume. Nu ne așteptăm. PSD-ul va fi singurul partid, practic, care nu va vota moțiunea de cenzură și trebuie să știe foarte, foarte clar trebuie să știe foarte clar că responsabil pentru învestirea guvernului Orban, dacă acest lucru se va întâmpla, dar și pentru dezastrul în care va fi dusă țara de actualul prim-ministru și actualul viitorul ministru, prim-ministru și cabinet, dacă va trece de învestire, sunt cele 6 partide, PNL, USR, Pro-România, UDMR, ALDE, minoritățile naționale. Se întâmplă în Pro-România, pentru că decizia conducerii este una de a nu vota și de a nu asigura vorumul. Alți parlamentari Pro-România spun că vin și votează astăzi guvernul. Eu nu cred în baletul acesta dintre liderii Pro-România. Cred că există, este un joc de imagine prin care încearcă să salveze aparențele. De fapt, aceștia votând învestirea guvernului Orban, dar încercând să se extragă de la acest vot, să spună că nu și-au dorit acest lucru. Repet, și Pro-România, la nivelul conducerii și Pro-România va fi responsabil, Partidul Pro-România va fi responsabil pentru eventuala învestire a guvernului Orban. Nu aveți încredere în parlamentarii PSD? De ce nu vot împotrivă la acest lucru? Avem încredere în parlamentarii PSD, nu se pune problema lipsei de încredere. Nu suntem noi primii care nu participăm la voturi, la moțiuni sau la învestiri. Este o practică, o cutumă care se întâmplă frecvent în Parlament. De asemenea, vă reamintesc faptul că suntem în campanie electorală și fiecare parlamentar este în circunscripție unde încearcă să facă campanie pentru candidatul Partidului Social Democrat. E adevărat însă că există presiuni foarte mari pe toți membrii Partidului Social Democrat din Cameră și din Senat. Premierul desemnat oferă funcții și investiții fiecărui parlamentar care votează această investire, așa se pare. Oferă fiecărui parlamentar care e dispus să negocieze cu dânsul. Așa se explică poate și ultimele modificări, ultimele transferuri, pentru că dacă sunteți atenți, în ultimii 3 ani de zile, în această legislatură, sunt aceiași 15 parlamentari care de fiecare dată când au fost momente importante în Parlament, indiferent că vorbim de investire, de demiterea guvernului Grindeanu, investirea guvernului Tudose, investirea guvernului Dăncilă, demiterea guvernului Dăncilă, aceiași 15 parlamentari și-au negociat și-au tranzacționat votul în funcție de interesul personal. Care au negociat și dumneavoastră, nu? Care au negociat, dânsii au negociat. Eu am spus cu cine au negociat, au negociat. Vorbeați de guvernul Grindeanu? Guvernul Grindeanu a fost dat jos de PSD? Sunt aceiași care au trecut de la un partid la altul și atunci când a fost nevoie să fie acel guvern dat jos. Despre asta era vorba. Despre cei parlamentari care s-au plimbat și au făcut parte unii dintre ei din 4-5 grupuri parlamentare în acest mandat. Ce va face PSD de mâine dacă astăzi guvernul trece de votul de încredere în Parlament? PSD este în opoziție deja de 2 săptămâni, odată cu demiterea guvernului Dăncilă, va face opoziție și va încerca să apere toate lucrurile bune pe care le-a făcut acest guvern în ultimii ani de zile. Va încerca să forțeze majorarea pensiilor, să majoreze majorarea salariului minim, să încerce să nu reușească actualul viitorului guvern eliminarea voucherelor de vacanță și multe alte lucruri bune. Alfred Simionis, liderul deputaților de la TSD, de la Tineretul Social Democrat, ceea ce vă anunțasem deja, că PSD nu se va prezenta astăzi în plen la vot. Va trimite doar câțiva observatori care să se ocupe, câțiva ofițeri, da. Mergem în publicitate, comentăm declarațiile domnului Simionis imediat.
declarația domnului Simionis de la Partidul Social Democrat, care a garantat că PSD nu va fi prezent astăzi în Parlament, face și Dan Barna declarații, îmi spun colegii. Haideți să-l urmărim. Acasă, pentru a elibera România de un coșmar pe care îl trăim de 3 ani și jumătate. Sper să existe kvorumul necesar, pentru că miza și lupta în acest moment este despre kvorum. Dacă va fi kvorum, eu sunt foarte optimist că vor fi și voturile necesare. Și în acest moment facem încă un pas atât de necesar și atât de critic, a spune, pentru a avea ceea ce România așteaptă de 30 de ani, un tur 2 la alegerile prezidențiale fără PSD, pentru că în momentul de față aceasta este miza de fond și votul de astăzi are exact această semnificație. Cine va organiza alegerile? Vor fi organizate de guvernul destituit Dăncilă sau de un nou guvern legitim și care va avea și investitura Parlamentului. Sunt optimist că se va întâmpla acest lucru, după care am încredere că în zilele care mai urmează până duminica viitoare la alegeri, cetățenii români vor înțelege cât de important și ce benefic va fi pentru România să avem cu adevărat un tur 2 fără PSD, un tur 2 în care vorbim despre o Românie care se modernizează și nu despre o Românie rămasă captivă în fantasmele și disperările PSD. Care sunt principalele așteptări pe care le aveți de la guvernul Orban dacă va reuși să treacă de votul de azi? Sunt legate exact de elementele introduse în acordul politic pe care l-am semnat cu premierul Orban. Vorbim de fără penal în funcții publice, vorbim de demararea modificărilor la legea pensiilor și vorbim de pensiile speciale, vorbim de crearea unei majorități pentru a avea primari în două tururi. Este posibil acest lucru și este o miză importantă pe care cetățenii o semnalează în mod repetat. Sunt măsurile legate de componenta de mediu, pădurile, reducerea furtului de lemn din pădure și reimplementarea mecanismului acela, radarul pădurilor și tot ceea ce înseamnă ONG-urile care redevin și așteptăm să se întâmple lucrul acesta, intră în zona de custos pentru arele protejate. Partea de recursul compensatoriu, foarte important, pensionarea magistraților care trebuie oprită din punctul nostru de vedere, trebuie abrogată acea reglementare pentru că altfel sistemul de justiție va intra în colaps la finalul acestui an. Sunt mize importante pe agenda guvernului. Mesajul nostru este unul foarte clar, nu vom fi un furnizor de vot automat pentru acest guvern. Astăzi vom susține investitura sa fără îndoială, trebuie să scăpăm de guvernarea Dăncilă, dar apoi fiecare inițiativă trebuie să fie dintre cele, și evident nu doar cele din acordul nostru politic, dar dintre cele de care România are cu adevărat nevoie în această perioadă care urmează. Cum vedeți ajutorul venit dinspre Pro-România și scandalul care are loc acum în acest Pro-România, unde Victor Ponta nu e de acord cu cei care vor ajuta amestirea guvernului? Ceea ce vedem este că Victor Ponta a încercat să fie un jucător fără să aibă nici cărți, nici abilitate. În momentul de față, un partid de strânsură are, cum să spun, conflictele și problemele partidelor de strânsură. Un partid făcut din oameni care sunt, de fapt, tot PSD, reacționează ca atare, fiecare pe cont propriu, fiecare în funcție de cât de bine sau de rău a negociat. Miza este însă una legitimă, aceea de a avea un nou guvern susținut de care să aibă votul Parlamentului și prin care România să intre într-o logică de dezvoltare și de funcționare, pentru că în momentul de față băltim ca țară neavând un guvern legitim. O să resusține majorarea pensiilor și a salariilor așa cum au decis anterior cei din PSD? Cei din PNL au spus că vor păstra calendarul social-democraților. USR susține respectarea cadrului legislativ existent, nu este niciun fel de dubiu aici, am spus în repetate rânduri, nu avem un program și nu există nicio inițiativă sau prevedere vizând, nu știu, tăieri de pensii sau salarii. Poziția USR este una foarte clară, se referă la pensiile speciale care vor fi eliminate o mare parte acolo unde legislația permite sau plafonate și impozitate unde nu pot fi eliminate. Acesta este, de fapt, direcția prin care se poate echilibra bugetul de pensii. Mulțumim. Mulțumesc frumos! Dan Barna, candidatul USR pentru prima funcție în stat, Ponta a încercat să fie un jucător fără să aibă nici cărți și nici abilitate, a declarat domnul Barna în urmă cu câteva momente. Susține acest demiterea guvernului Dăncilă, da, și susține guvernul Orban, dar nu vrea să facă parte din executiv. Ați auzit? Mergem în publicitate, revenim imediat. Timp împreună cu el. La
la o, sau să echilibrăm creșterea economică bazată astăzi exclusiv pe consum, să mergem și către zona de investiții, trebuie să fim responsabil în această zonă. Ce mai sunt și angajamente externe. Numai puțin. Haideți să vedem ce se va întâmpla ulterior. Noi suntem membri... ...la Victor Ponta, care a ieșit în mod public să spună că toți cei care vor vota cu guvernul Orban vor fi excluși. Vă asigur că nu o să auziți niciun cuvânt rău din partea mea vis-a-vis de Victor Ponta. Este opțiunea pe care el a avut-o, i-am explicat care sunt rațiunile noastre și sunt convins că în continuare vom avea o relație civilizată, indiferent de decizia pe care domnia sa o va lua. Nu voi ezita dacă ceilalți colegi sau altcineva ne va spune că nu mai putem să mergem mai departe, nu voi ezita și cu siguranță ne vom găsi calea. Cred că acum e mai puțin important ce vom face noi pe viitor, e important ce face țara, ce face. Dar cei de la PNL, deci eu vreau să vă spun ceva. Am văzut chestii, domnule, funcții este și mai departe. Iertați-mă că vă întrerup. Construcția legii bugetului de stat este mai importantă, identificarea surselor de acoperire a deficitului care oricum va depăși pragul asumat. Sunt lucruri mult mai importante decât parcursul politic al unuia dintre noi, al oricăruia dintre noi. Și în completare, dacă vreau, numai puțin, că vreau să vă spun ceva care mi se pare important. Dacă vânam funcții sau alte avantaje, vă asigur că răspundeam ofertelor care au venit de la PSD și cred că le știți dumneavoastră foarte bine. Nu asta dorim această abilitate de care se vorbea, pentru că riscăm și noi și cei din Pro-România, colegii din Pro-România, riscăm să fim arătați cu degetul că din cauza noastră nu se întâmplă nici investiții, nici pensii, salarii și asta. Am spus, să știți, eu și domnul Câmpeanu nu suntem oamenii care să spunem ceea ce credem în public prima dată. Am discutat nenumărate rânduri în interiorul partidului, e adevărat, mai intens ieri alaltă și cu domnul Ponta și astăzi am vorbit cu domnul Ponta, din păcate nu s-a ajuns la un consens, așa cum vă spuneam. Exact ceea ce... Dar v-a spus că o să vă excludă din partid? Vă garantez că vom avea o relație civilizată. Cei de la PNL, domnul deputat, am discutat cu domnul Ludovic Orban, cu doamna Raluca Turcan, am discutat cu cei de la PSD, am discutat cu cei din toate partidele. Asta am făcut-o încă dinainte să treacă moțiunea și să fie demis guvernul. Cei de la PNL v-au propus o discuție cu președintele Klaus Iohannis. Vă întreb pentru că dumneavoastră a fost preferat de președintele Klaus Iohannis pentru postul de premier interimar. Nu știu ce înseamnă preferat, știu însă că am fost prim-ministru interimar în urmă cu 4 ani, exact în luna noiembrie, exact într-un moment critic, precum este și acesta, în care trebuia să construim legea bugetului de stat și pot să vă spun ceea ce v-am spus și atunci. Este foarte important interesul național. Sunt consecvent cu riscul de a părea monoton. Are faceți 4 noiembrie din 2015. Cu președintele Iohannis în această perioadă? Am avut tot timpul o relație instituțională corectă cu președintele Iohannis. Nu au fost lucruri speciale. Înțelegeți că nu au fost discuții pe această temă, ca să vă răspund concret la întrebare. Domnule Câmpeanu, colegii noștri din România care nu votează peste acest guvern, trebuie să fie un buget al României cât mai repede. Nu respectă interesul național. Asta este o discuție pe care o avem în interiorul partidului. Din păcate, n-am găsit un numitor comun, ceea ce a ieșit în afara partidului. Noi vom continua să avem aceste discuții și să susținem... Sorin Câmpeanu și Daniel Constantin, fără doar și poate personajele politice ale zilei, cei care au înclinat balanța în favoarea lui Ludovic Orban peste spusele și peste acordul dat de șeful domniilor lor, Victor Ponta. Continuăm să dezbatem acest subiect și la ora 14. Rămâneți alături de noi.